Ce a luat-o aici, nebun, eu uită-l. O ia Razna. Am crezut că e cineva ăsta. Cum a intrat? S-a spart. Bă, ți s-a spart roata? Ți s-a spart roata cumva? Bă, condu-mă cum trebuie. Bă, ce faci, mă? Bă, bă! Ușor, mă, că faci accident aici, bă! Păi, tu ești dement? Dă-mă cu spatele, tu nu știi să dai cu spatele? Stai așa, că acum mai dau. Bă, ți-am zis că nu te la mai las, mă, pe tine să conduci nicio... Bă, omule, bă! Bă, unde pleci, mă? Bă, ce faci? Bă, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos acum. Dă-te jos, mă, bă, suntem la familia Motan acasă, mă, ți-am spus să te îmbraci cum trebuie și tu vii îmbrăcat în cocalar ștrumf. Ești nebun la cap. Băi, sunt îmbrăcat, mă costumez, am venit aici. Arr! Bă, vino cu ace, mă, comportă-te cum trebuie, că ăștia sunt oameni bolnavi, mă, la cap, mă, sunt, fac o groază de nebuni. Vino cu ace, hai să vedem dacă-s acasă. Bine. Du-te în față. Du-te în față și zi ce se întâmplă acolo. Alo? Care e acolo? Bă, stai, mă, bă, nu mai lătăm, mă, bă, nu mai lătăm, bă, opriți. Cui ești tu? Trage-n el, trage-n el, bă, ai ieșit cu biciul la noi, bă, vină, mă, înapoi, mă, unde ești? Bă, care sunteți aici la noi acasă? Ia, am venit aici. Bă, băieți, bă, stați puțin să ne înțelegi și noi ca frații. Hai să dăm mâna, să vedem care ești cum e. Bună ziua, da. Bună ziua, bine v-am găsit, sunt eu aici, unchiul Motan, din partea surorii vitrege a unchiului, a surorii. Nu lătra, mă, cine a lătrat, mă, acum, bă? Bă, cred că arăt prietenul tău. Nu, n-am fost eu, n-am fost eu, nu știu cine a fost. Lătra, mă, nu mai lătra, mă. Dă cu biciu, dă cu biciu, mini, dă cu biciu. Domnul Motan, domnul Motan, uite, îl vezi pe băiatul ăla de acolo din fața ta? Ce l-am băiat pe ăsta? Dă-te și mănâncă-i picioarele. Ajutor! L-a rupt! L-a mâncat de viu, i-a mâncat rechile și degete la picioare. Bă, ți-am spus, mă, ți-am spus că-s niște sălbatici. Bună ziua, deci noi suntem unchiul și celălalt unchi Motan. Suntem din familia voastră, numai că nu ne cunoașteți. Eu sunt verișoară. Sunteți rude... Suntem rude îndepărtate, da. Sunteți rude îndepărtate. Bine, acum să vă arăt șefa casei. Uitați, ea e șefa casei. Șefa casei? Bună ziua! Bună ziua, încântat de cunoștință. Zi și tu ceva, mă, nu te face de râs așa. Atâta? Atât ai putut? Atâta mi-e rușine să vorbesc. Bă, ca să poți să intri în casa asta, trebuie să te lase șefa casei, mă, înțelegi? Eu n-am niciun cuvânt în casa asta. Uite, mă pun în spatele ei, deci dacă vrei să intri în casa asta, trebuie să-i arăți că ești vrednic din casa asta. Înțelegi? Fii, mă, vrednic. Oprește-te, oprește-te, nu mai da cu biciu. Nu mai da cu biciu, că dacă dai cu biciu începe să toarcă. Toarce dacă dai cu biciu. Ia toarce, vreau să spun cum torci. Aolei. Nu te supăra, motanul tău are spume la gură cumva? Da, e spumant, e spumant. Da, deci cum vă spuneam, vă invit în casa noastră frumoasă aici. Stai așa, stai, te rog frumos. Noi am venit aici cu o treabă, dacă... Deci îl avem pe băiatul Dragoș, pe care suspectăm că ni l-ai furat și îl ții în beci. Scoate arma, bă! Gata! Miau! Da, ce Dragoș, ce beci? Da, deci ne-am prefăcut că suntem motani. Eu știm că l-ai furat pe Dragoș și îl ții în beci și îl maltratezi și îl ții spânzurat. Așa că am venit aici să ni-l dai. Bă, da, Draculaț, e adevărat. De ce îl ții pe Dragoș în beci, a? Exact! Miau! Da, deci nu e adevărat. Puteți să întrebați pe mama Motan, fiindcă mama Motan niciodată nu minte. Spune mama Motan că nu-l avem pe Dragoș. Eu nu știu nimic de niciun Dragoș. Nu știi de niciun Dragoș nimica. Bă, te rog frumos. Fii atent, scoate bomba, da. Scoate-le bomba și arată-le ce avem în mânecă, sub mânecă. Deci avem sub mânecă o bombă de calibru mare, care bubuie puternic. Am știu că nu o să vrei să ne-l dai pe Dragoș direct. Uite-o aici. Deci trebuie să ai grijă la ea. Dacă tai mine, trag, o lovesc, dau în ea. Bă, a furat bomba. Bă, ne-a furat bomba. Du-te după el, mă. Du-te după el și ia bomba. Vino cu bomba aia. Vino cu bomba aia. Mă duc cu bomba. Bă, ne-au murit Motanii. Mi-a tras de bombă în jos, ce crezi? Ești mecher, ai tras tu de bombă în jos. Aoleu, dar nu-mi dam cadavru, lasă cadavru în pace.
Da, deci ai văzut ce poate să facă bomba noastră puternică? Mai avem mai multe de unde l-am scos. Arată-i, unde ești? Bă, unde ai plecat? A, aici ești. Bă, tu mai zici, băi, ai. Bă, arată-i, mă, că mai avem bombe, bă. Mai avem bombe, da? Bă, ce bombe să mai aveți, bă? Ia uite! Îi pregătiți să le mănânci pe toate, da? Dă-i asta, mama Motan, e bomba asta! Da, e bomba asta. Nu! Unde faci cu bomba? Nu-mi e frică, nu poți! Unde să-ți fie frică? Dolly Motan, adu bomba! Da? Da? Vrei bomba? Vrei bomba? Aoleo! O să stricăm toată plantația asta de nisip pe care o ai aici în spatele curții dacă nu ne-l dai pe Dragoș. Bă, nu există niciun Dragoș, bă, băieți. Dar uitați, mama Motan, o pregătim masa, să stăm, să vorbim civilizat aici, da? Veniți în coa, ia băieți. Să vedem ce masă a pregătit mama Motan. Asta e masa. Hai să facem masa. Seara am făcut asta, asta e masa. Bă, ce-ai făcut, măi, da peste masă? Asta e masa. A, uite cum arată, mă, bă, că e goală, mă, ești nemernic. Cubiciu, bă. Băi, eu vin la tine în vizită, mă, ca să-mi dai masă goală, bă. Tu iei din mama Motan dacă spui că nu-i curățenie, da? Avem mâncare din belșug. Ia uite ce mâncare din belșug avem. Stați puțin, domnul Motan stă la rece, da? Uitați ce mâncare avem. E gol, dar putem să-l mâncăm pe domnul Motan. Bă, eu aud zgomote din beci și dacă suntem toți aici în bucătărie, înseamnă că Dragoș e în beci. Bă, nu-i Dragoș. Ajutor! Ce ziceai, că nu-i Dragoș în beci? Au! Scoate! Mârâie la el, mârâie la el și omoară-l, bă, că-l ține pe Dragoș în beci. Eu să fac cartofi prăjiți. Bă, pun Motanul pe tine, bă. Bă, stai, bă, că... Pizeles pe bucile! Ajutor! Bă, stai, bă, Dragoș, bă! Nu ți mai dat de gol! Da? Deci Dragoș nu e aici. Ah, ok. Deci acum mâncăm cartofi prăjiți, nu? Da. Mâncăm niște cartofi prăjiți. Ia, bă, cartofi prăjiți de aici! Aaa, mi-a făcut! Aaa, cât o dat cu cartofii prăjiți! Ajutor! Da, ieșiți afară, mi-ați făcut mizerie în casă, da, nu vă mai fac. Noi, na, nu noi am făcut, era deja mizerie în casă, nu mai da cu biciu, nu mai da cu biciu. Fez, fez. A zis rusul ușa, bă, uite, uite puțin. Doamne, ferească, tot eu trebuie să repar ușa. Ești, Dracula, ieși de aici. Gata, am reparat-o. Gata, băieță. Am o bombă. Poți să mi-o dai în gât? O vreau, o vreau. Dă-mi în cap cu ea, în cap, în cap! De aici! Mamă, Motan prăjiț. Uite-te, bă, că nu ne mai primesc în casă, mă, din cauza ta, mă, și cu cartofilor tăi prăjiți, că l-ai speriat pe băiatul. Nu, scoate tancul, acum a scos tancul din coteț, intră în coteț și scoate tancul. Ce tancă aveți? Într-un coteț, ai tancul. Ai belit-o, prietene, ai belit-o că-ți scot tancul, acum să vezi, bă, o să zic ăștia că... Bă, ce tanc, bă? Fii atent că scoate tancul, prietenul meu. Uite, da, bă. Ia să văd, chiar sunt curios ce tanc scoate prietenul ăsta tău. Da, să fii curios. Bă, cu ce tanc, bă, că avem și noi aici tanc, bă, domnul Motan e un tanc, da, un tanc da, Motan. Un, da, nu e un tanc la fel de mare ca ce scoate. Bă, ieși, mă, din coteț odată, vii cu tancul ăla. Fii atent. Tu-l găsesc unde în coteț e. Bă, e un coteț de 2 metri, mă, trebuie, bă, să găsești tancul ăla. Că ajută acum să găsească tancul. Găsit? De aici. Fii atent că vine acum cu tancul, bă, că mai și enerva, că dacă mă enervam eu mai tare, oricum scoteam pumnii la tine. A, da, bă, vezi că-ți dau cu ranga. Ia, da, vezi cu ce rangă dai tu, bă, fii atent aici, că vine amic, eu zic să intrați în casă, că vine că vă trage cu tancul. Da, vreau mai întâi să văd tancul și după aia decid dacă intrăm sau nu în casă. Da? Ia fii atent. Stai, numai să vezi tancul. Hai, bă, odată cu tancul ăla, mă, dar ce faci? Vin cu tancul! Deci asta e tancul, nu? Atâta ne-am permis, atâta am avut bani, da? Atâta am avut bani, tancul! Bă, dar nu mă călcă pe mine! Uită-te la el, ce prost e. Vărul din Alabama sau de unde era, nu că-ți descurcă. Bă, ce-o făcut, bă? O băga tancul în nisip. Nu știu ce face. Ajutor, vă rog, nu mai pot! Tași puțin, Dragoș, că avem o treabă aici, trebuie să ne batem între noi. Că venim imediat după tine, trebuie să le demonstrăm la oamenii ăștia că tu nu ești. Ia uite, a scos ceva ia. Acolo. Ia vină, mă, înapoi, mă, vină încoace înapoi. Vin acum! Atâta, bă, a avut și el un singur rol și ăsta nu poate să-l facă. Da, nu cred că... Salut. Cred că ești bine? Bă, fii atent, mai e o șansă să dovedești că ești bun de ceva, bă. Motanul meu e mai șmecher decât motanul tău, bă, scoate biciu, bă. Da, bă, motanii mei e mai șmecher, bă, ca motanul tău, de-aia scoate-ți pumnii, bă, băieți, cum am învățat. Scoate bă, pumnul ăla odată, Josh, acusele. Acum, tata, acum. Dă pe ei cu biciu, rupe-i pe toți, bă. Rupe-i, bă, pe toți, bă. Dă-le pe toți, bă, dă pe toți. Tati, rupă. Așa, bravo. Tu așa ai grijă de Dragoș? Bă, da, deci Dragoș aici a stat cel mai bine din viața lui. Zi, Dragoș, zic că stau acum cu ranga. Nu, lasă-mă, uite, el e prietenul meu din Play-Doh, îl cheamă Dragoș Mauritius. Și problema e că s-a cam sinucis băiatul, nu știu de ce. Dar oricum, să știți că îmi place foarte mult aici, mai ales când este ziua bucioasă și mi se despart bucile.
Dar în rest de aia este foarte bine. Bă, nu mai da, mă, cu biciu, bă, ești drogat, spune-i și mie. Bă, nu te pun, Toni! Uleu, mi-o dat, mi-o sărit timpanele din mine. Uite, am pus o cioară pe jos. Dragoș. Lasă-l că se pregătește pentru luptă, el așa stă să se pregătească pentru luptă. Uite, mai pasă shift. Mai pasă o dată shift. Nu te mai simți. Nu mai apăsa shift, bă. Dar apăsa. Eu vorbeam cu cadavrul Lulu, credeam că tu ești asta, Lulu. Ce că nu știu să parașuta și nu făcea nica. Nu mai mâncați droguri, copii, nu, nu e ok. Așa, fii atent, deci ca să-l câștigăm pe Dragoș, o să ne batem aici în ring, da? Și vedem cine e mai șmecher. Bă, Dragoș... mă, tanii mei, bă, sunt mai șmecher, uite-te la ei doi, uite un pic ce fibră musculoasă pe ei. Eu îl pun pe Dragoș la bătaie. Doamnelor și domnilor, fete și băieți, pisici și antricoți, bine ați venit la lupta secolului cu Dragoș și un mort. Mă, am crezut că a venit mama. Oricum... Îi dau viteză în cușcă și tați să aveți aici ca trickshot pentru voi, o să aterizez în cușcă, să-i dăm drumul. Da, bă, deci cine îl vrea pe Dragoș? Stați că mai am puțin. Toți banii pe Dragoș, 10 dolari, toți banii pe Dragoș, băgați-l în cușcă. Băgați-l în cușcă, s-a rupt cușca. S-a rupt cușca. Bă, Dragoș, mă, intră în cușcă. Bă, pune-l, bă, în cușcă. Acum încerc să-l pun în cușcă, dar nu vrea să stea. Când sunteți înapți. Dragoș, să-l pun în cușcă. Nu mai pot, nu mai pot, măr. Gata, e în cușcă. Ești în cușcă, Dragoș. Închid cușca, închid cușca, Dragoș, să nu ieși de acolo. Sunt cu dar limba prins în fiare. Puteți-vă și voi în cușcă, hai. Treci în cușcă, mama Motan. Așa. Domnul Motan, treci în cușcă. Stai puțin. Da, stai, bă, de ce am făcut ca să intru în cușcă? Treci în cușcă. Ani jegos. Aoleu. Cine se bate aici? Cine se bate? Eu mă bat. Deci mama Motan cu jegosul și cu Dragoș, da? Totul sau nimic. Bine, haide să începem. Haide dacă te ține. Nu știu cu cine te pui, băiatule. Nu, nu, nu. Haide. Hai bă, George Ghost, du-te și bate-te. Bă, mie nu mi se pare ok ce se întâmplă aici. Asta e lupta. Bă, vino cu ace. Fight. Trebuie să animăm. Trebuie să-i dai un tank. Trebuie să-i dai un tank cu Dragoș, că nu pare să se descurce. Are și ajutor. Ajutor. Sunt eu jos, Dragoș. M-a aruncat mama Motan. Bate, nu trebuie să fugi. Dragoș, ce bate? Dai, adu un tank și adu-i lui Dragoș. Bine, așa, bine. Dă-i Motan, dă-i urcă-ti pe fața lui, dă-i, dă-i. Fii atent, bă, fii atent, că ți-l, bă, bă, Dragoș acum poate e leșinat, dar... Da, Dragoș e leșinat, bă, eu văd că fugi. Bă, Dragoș, ia asta. Dragoș, Dragoș, ia, ți-a dat Dragoș armă. Acum... Dragoș, eu dau Dragoș armă. Acum revin, așteptați că o să... Dragoș, ți-a dat armă, e numai a ta aia, folosește-o ca să-i bați pe ceilalți. Da, Dragoș, las, uite ce sabie frumoasă am găsit. Uite sabia. Ce dracu explodează așa tare, bă, aia, Nico? Eu nu înțeleg, care explodează mai puțin? Dacă spun eu, trebuie să le vezi după cum se scrie, uite. Ia un câbu 59, asta explodează puțin, uite. Da, cred că... Nu, 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 nu explodați asta, vă rog! Băi!